Noul an școlar aduce și noi reguli prin care se încearcă responsabilizarea cadrelor didactice, a părinților și elevilor, precum și prevenirea violenței în școli. Astfel, potrivit noului regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ, părinții sau directorii de școală care refuză să semneze contractul educațional riscă să plătească amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Părinții sunt obligați să meargă la ședințele cu părinții, să asigure o ținută decentă a elevilor și, în plus, părintele este obligat să înlocuiască sau să plătească contravaloarea unui bun stricat de elev, mai scrie în contractul educațional 2024. Părintele nu participă la aceste activități, nu se prezintă la școală pentru semnarea contractului. Noi trebuie să anunțăm direcțiile de asistență socială din cazul primăriilor pentru a interveni. Și, sigur, noi nu ne dorim, dar avem prevederi în acest sens pentru cei care nu respectă aceste prevederi legislative. Din partea unităților de învățământ, din partea noastră, există multă înțelegere și putem să identificăm soluții pentru orice elev, pentru orice părinte, însă, la un moment dat, tot trebuie să fie semnat acest contract și, bineînțeles, părintele și elevul să cunoască toate noutățile legislative și toate prevederile din regulamente. În momentul în care suntem informați și toate datele ne sunt clare, putem preveni foarte multe situații care pot avea consecințe neplăcute.